Având în vedere că pe 18 octombrie este Ziua Internațională a Combaterii Traficului de Persoane, Primăria Municipiului Onești, în colaborare cu DIICOT Bacău și cu organele de poliție din municipiu, au organizat un simpozion pe această temă, având loc marți, în data de 16 octombrie, la orele 11 în cadrul primăriei, în cadrul Bibliotecii Municipale Radu Rosetti, în care vor fi invitați atât profesori cât și elevi de pe raza municipiului Onești. Simpozion care, din punctul nostru de vedere, este foarte folositor și de efect, având în vedere condițiile în care atât România cât și Europa, condițiile în care ne aflăm astăzi, considerăm că este un lucru pozitiv și sperăm că aceasta să aibă efect atât imediat cât și pe termen lung.